Meci de totul sau nimic pentru rugbiștii de la CS Năvodar în etapa a doua a returului play-out-ului Diviziei Naționale. Echipa pregătită de antrenorii Cristi Husea și Cornel Suciu va juca în deplasare cu RCM Galați. Meciul este programat sâmbătă de la ora 11 pe stadionul municipal de la Malul Dunării. Pentru acest joc, tehnicienii dobrogeni nu se pot baza pe Ionuț Prodan și Cosmin Comănici, ambii accidentați, dar au variante pentru înlocuirea lor. În tur la Năvodar, gălățenii s-au impus surprinzător și dorința de revanșă este mare în tabăra năvodăreană. Pentru a evita ultimele două locuri care aduc cu ele retrogradare, CS Năvodar are nevoie de victorie. În ultima rundă pe stadionul Lecmas este programată jocul CS Năvodar CSU Aurel Vlaicu Arad.